Tot ce trebuie să facă o persoană care își dorește să doneze sânge este să meargă la centrul de transfuzie sanguină din Slatina. Din orice colț al județului ar veni, se decontează cheltuielile cu transportul public. Ajuns la centru, posibilului donator îi se întocmește o fișă pe baza actelor de identitate. Urmează apoi consultul de specialitate. Medicul centrului dă avizul pentru donare. Până să doneze efectiv, persoana în cauză completează un chestionar cu diverse întrebări legate de starea de sănătate. După ce se întocmește fișa de donator, ajunge aici la noi, la consultații, unde pacientul este evaluat, îi se ia glicemia, hemoglobina, tensiunea, consultația în sine. Se mai face un chestionar privind starea de sănătate a posibilului donator. Câteva întrebări care, cum să zic, ne dau nouă de înțeles că este sau nu bun donatorul pentru a putea dona sânge. Fiecărui donatorii se recoltează 400 de mililitri de sânge. Dintr-o pungă de sânge se pot obține 3 componente sanguine, așa se face că un donator, prin gestul său, poate ajuta 3 bolnavi. Pot dona cei cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani și greutatea minimă de 50 de kilograme la femei și 60 de kilograme pentru bărbați. Nu sunt acceptați cei care au avut intervenții chirurgicale în ultimele 6 luni, care au consumat alcool cu cel puțin 48 de ore înaintea donării, dar și femeile însărcinate. Este foarte important ca donatorul să nu mănânce dimineața, ci doar să consume lichide, fără îndulcitor însă. Acestea sunt condițiile pre-donare, însă și după, donatorii trebuie să țină cont de anumite sfaturi. Clar, nu se face efort după donare. Hidratarea este foarte, foarte importantă. În ziua respectivă se evite căldura, canicula, mai ales că suntem în perioada verii, unde toată lumea este expusă la temperaturi foarte, foarte ridicate. Persoanele care fumează după donare, în niciun caz nu se fumează o oră și nici înainte de a dona o oră. Dar, în principiu, persoanele care donează nu au absolut nimic, se simt bine și ideea este să se hidrateze, să mănânce absolut orice, nu presupune altceva. Cel care donează sânge primește o zi liberă de la serviciu, 50% reducere la abonamentul pentru transportul în comun pentru o lună și tichete de masă. Bărbații nu pot dona de mai mult de 5 ori pe an, iar femeile de maximum 3 ori. Statisticile arată că la fiecare 3 secunde o persoană are nevoie de sânge. În medie, în România este nevoie de 500.000 de unități de sânge anual și doar 2% din populație donează, în timp ce media europeană este de 10%.